Salutare, oameni buni! Eu sunt Dr. Mihail și bine ați venit la un nou video în care o să învățăm să ne facem propriul nostru dezinfectant pentru mâini și pentru tegumente la noi, în casă, cu substanțe pe care le găsim în orice farmacie sau la orice supermarket. Contextul în care ne aflăm a dus la un foarte mare deficit de astfel de dezinfectante, de tegumente, iar producătorii nu fac față cererii foarte mari de pe piață. În acest sens, Organizația Mondială a Sănătății, CDC și FDA au lansat acum câteva zile propriile sale ghiduri prin care ne învață cum putem să facem astfel de dezinfectante. Totuși, ni se atrage atenția că cel mai eficient mod de a ne curăța pe mâini este acela de a ne spăla cu apă și cu săpun. Deci, ori de câte ori ai apă și săpun la îndemână, aceea este cea mai bună soluție. În al doilea rând, este foarte important să respectăm exact formula cu care facem acest dezinfectant. Dacă încurcăm aceste substanțe între ele și punem alte concentrații, o să ajungem să facem un dezinfectant neeficient, care nu-și face treaba și care doar ne va da o senzație falsă de protecție și va duce, de fapt, la un risc mai mare de îmbolnăvire. Pentru acest dezinfectant avem nevoie de 4 elemente. Alcool 70%. Orice farmacie cu laborator o să aibă astfel de alcool, doar că este un pic mai scump. O astfel de sticluță la farmacie costă aproximativ 10 lei, dar cu același succes putem să folosim alcool sanitar cu alcool 70%. Tot ce trebuie să faceți este să vă uitați pe etichetă, să vedeți că scrie alcool sanitar, substanță activă etanol 70%. Deci, ori alcool sanitar, ori alcool de la farmacie. 2. Apă oxigenată. O astfel de sticluță de apă oxigenată la farmacie costă aproximativ 2 lei. 3. Glicerină simplă. Această glicerină o găsiți în orice farmacie care are laborator. Deci, farmacii cu laborator. Sau puteți să cumpărați glicerină citrică de la orice supermarket care va avea aceeași funcție. E foarte important să nu cumpărați glicerină boraxată. Glicerina boraxată are un efect inflamator asupra tegumentelor, deci nu folosim glicerină boraxată. Putem să folosim glicerină citrică sau glicerină obișnuită și apă simplă de la robinet pe care o fierbem și o răcim. Și un recipient în care să ne facem dezinfectantul nostru. Aceasta era o soluție de curățat geamuri. Am golit soluția într-o sticlă, am curățat și am spălat foarte bine interiorul acestui pulverizator și acesta o să fie pulverizatorul pe care o să-l folosim. Ok, și în cele ce urmează este foarte important să respectați formula pe care vă dau în tocmai. Pentru 100 de mililitri de alcool o să punem 5 ml de apă oxigenată, 2 ml de glicerină și 10 ml de apă. Iar eu o să-mi prepar un dezinfectant de mâini în care o să folosesc 300 de ml de alcool, în care o să pun 15 ml de apă oxigenată, 6 ml de glicerină și 30 de ml de apă. Primele 100 de ml de alcool, 200 de ml, 300 de ml de alcool. Deci la 300 de ml o să punem 15 ml de apă oxigenată, pentru care o să folosim o seringă gradată. Am pus-o în soluția noastră finală. Ok, acum o să punem glicerina și în cazul nostru la 300 de ml de alcool punem 6 ml de glicerină. Iar glicerina în această substanță va funcționa ca un film protector. Mai mult decât atât, glicerina va favoriza aderența alcoolului la mâini, așa că el nu se va evapora foarte repede, ci va rămâne pe tegumente suficient timp cât să-și facă treaba. Punem 6 ml de glicerină. Cum spuneam, punem 10 ml de apă pentru fiecare 100 de ml de alcool, așa că o să punem 20 de ml. Închidem sticla și o agităm un pic. Deci, în concluzie, la 100 de ml de alcool folosim 5 ml de apă oxigenată, 2 ml de glicerină și 10 ml de apă. Este mult mai eficient să ne spălăm pe mâini decât să ne dăm cu un astfel de dezinfectant. Dar dacă nu avem apă și săpun la dispoziție, aceasta este cea mai bună soluție. Pur și simplu o pulverizăm pe mâini. Ne ștergem mâinile, alcoolul nu le curge pentru că avem glicerină în această substanță. Această glicerină o să creeze un film protector și nu o să ne irite mâinile așa cum o face alcoolul obișnuit. Mai mult decât atât,
Glicerina favorizează aderența alcoolului pe mâini și în felul acesta el are timp să acționeze și după ce ne-am dat pe mâini, trebuie să ne frecăm mâinile una de alta până când această substanță se usucă și putem să fim siguri că mâinile noastre sunt curate. 3 lei pentru 10 ml. Vă mulțumesc! Aveți grijă de voi. Așa încă ceva. Ăsta e un dezinfectant pentru tegumente, pentru mâini. Deci nu vă mai dați cu el pe față sau... Deci nu înțeleg. Poți să dai cu ăsta pe față. Poate să dai cu ăsta pe față.